Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților. Astăzi, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp chestia asta, o să facem o pizza misterioasă. Și anume, avem aici o pizza cu de toate, aș putea să-i spun, în momentul ăsta. Dacă țineți bine minte, am făcut două părți pe canal și asta se întâmpla foarte mult timp, nu? 4 ani. 4 luni, 5 luni, ceva de genul. 4 ani, nu? Da, 4 ani. Și m-am gândit că ar trebui să aduc din nou chestia asta pe canal, pentru că mi-era dor de un video de genul ăsta. Mi-era dor să vă mițeleacă. Deci lui Bogdan nu era dor. Dar eu am făcut pe ultimul clip la mine ăla cu șaturile, cu ruleta. Nu știu, da, cum a fost. Da, cu lucruri scârboase. Și în ultimul timp nu mai... Și aici am făcut aceeași chestie, Bogdan. Adică fix aceeași chestie. Am amestecat pizza cu diferite chestii. Și începem de aici. Am așa, fulgi de porumb, struguri, niște chipsuri, rahat, Oreo, zahăr, gem de vișine și ceapă. Și ceapă. Deci asta cu ceapă cred că s-ar putea. Hai să zicem care credem noi că e cea mai nașpa, să gustăm. Până să gustăm, știi? Deci fii atent, eu zic că cea mai nașpa o să fie asta cu rahat, zic eu. Asta mă gândeam și eu la ea și la asta cu zahăr. Nu, eu nu cred. Eu mă gândesc așa la salam cu zahăr. Ce poate fi nașpa? Salam dulce așa. Cum, mă? Nu știu, eu zic că asta cu rahat e cea mai nasoală. Avem aici săgeata care ne va indica ce trebuie să mâncăm. Trebuie să dăm puțin ăsta mai așa ca să nu se oprească. Să nu se oprească săgeata în el. Înainte să dăm drumul la acest challenge, uitați de linkurile din descriere. Aveți Instagram-ul și Facebook acolo să-mi dați un follow, pentru că de fiecare dată când postez un vlog nou vă anunț acolo cu o zi înainte. Și dacă aveți curiozități despre mine, puteți să-mi scrieți pe Instagram, răspund când am timp, da? Bogdan, ești pregătit? Dai tu primul, dau eu primul, facem piatră, hârtie, farfă, că cum vrei. Dai tu primul, băi, nu m-am tupeu, să vezi. Țin de asta așa? Ține de ea, ca să nu se miște. Se mișcă? Se mișcă, se mișcă, ține așa de ea. Țin eu de ea de aici. Fai, ți-a picat asta cu zahăr din prima. Vrei să-ți mai pun zahăr? Nu, mamă, ce mișto miroase. Miroase frumos, arată așa, amăcinic. Nu, gogoș așa, mă zice cu gând, mă, dar ce-aș mânca și gogoși nu era simple, pe bune. Și cu zahăr așa, îmi plac alea care au interiorul gol. Din alea. Ce gust are? Nu-i, e bun sau nu-i bun? Nu-i așa nașpa. Gen, nu-i nașpa? Nu, n-aș mânca. N-aș mânca, dar nu pot să vomit acum, zic, nu mai pot, vai, mam. Nu-i, nu-i combinat salam cu dulce așa cu... Păi da, ai văzut că așa sunt înainte, mai salam cu dulce, n-ai cu brânză asta de pe pizza. Nu, n-aș mai mânca, adică nu. Măcar bine că n-ai vomitat, bine că n-ai vomitat. Nu e așa încât să... Nu vreau să mint, că e eu cred că asta pe bunii, zic că e pe bunii. Eu zic că asta o să fie bună și cam atât. Hai să dau și eu de săgeata asta. Hai că ai dat de te rup. Mai dau, da. Bă, dar chiar e combinație. Mă mâncava și gura voastră cea mai urâtă cu rahat. Aici ai murit. Aici am murit. 100%. A luat rahat și tada pe el. Da. Un leu, nu 80 de bani. 2 lei era ăsta cu 3 din ăstea, mă. Băi, dar ce mai bag în prețurile astea dacă te vede? Ați văzut când fac eu video, iau numai din ăla, am luat ciocolată. 6 milioane a dat la 6 milioane pe ciocolată am dat. El a luat la 2 lei, da. Voi chiar îl credeți? Normal, așa este. Stai așa, vede. Dacă nu-i rău după asta, Danule, de ce vii tu cu... Ia așa, cum a zici că e bună, ia să vezi. N-are cum să fie bună. Am mâncat o dată rahat din ăsta, tot așa de poftă, dar am zis ce am, dar la 2 lei ce să fie bun. Ce nașpa rahatul cu ai? Fii atent, hai să facem așa. Nu mănânc toată felia, nu, dar gen ce mănânci, nu ai voie să dai jos din gură. Adică cum ai luat-o acum o gură, o mănânci până la capăt, nu guși puțin și arunci. Bine, ai înțeles? Ca să facem forță. Înțelegi? Deci trebuie să mănânci tot ce ai acum, indiferent cât e din nașpa. Păi ce facem cu astea? Le dăm deoparte? Bă, mi-am încoam. Le dăm deoparte pe astea în care am mușcat? Dă punga aia să le aruncăm, să le dăm după masă cum ar veni. Că dacă vrei să păstrezi felia cu rahat să mai mănânci, o să o păstrezi, da, aia încoam. Chiar nu poți să înghiți. Nu-i nașpa rahatul ăla? Nu știu, n-aș mânca, mi-ar fi așa, ia. Mai mănânci din asta? Nu, ești nebun. Gata, hai să te văd. Eu sunt, da, miroțăm așa, cu musele, cum au rămas. Da, da. Și dacă dăm acolo unde mai dăm nimic, mai dă o dată, da? Da. Cu Overo, frate. Cu Oreo? Da. Îl dau pe ăsta deoparte, că mi-ai pus 5. Oricum, n-are important, am pus așa mai mult. Să fie acolo, cum ar veni, trebuie să muști. Nu prea ai putut. Stai să aruncăm și pizza asta. Bun, n-are cum să fie. E forță. Știi ce e aia forță? Ia o gură. Păi ai mici plitele și ia bucata aia. Ia-o înapoi din pungă. Aia e acum, aia că ai mai mâncat tu și după jos. Tu ți-am mâncat la un... Ia mușcă, dar ia pe tot biscuitele. Nu pot tot. Băi, tot? Nu, n-are, nu-mi faci nimic. Ei,
Dacă faci vărsare cu mine, să ești blestit. Ești prost, m-am strâmbat o secundă, deci mai forță ca asta n-am văzut. Așa. Mers calma tot. Deci o mai forță ca asta n-am văzut să mănânci. Eu cred că e cea mai forță după toată asta, sincer, până acum nu știu dacă îmi trece. Zi tu mie că asta e nașpa. Mm-mm. Bă, pe nu știu, acum fiecare cu gustul lui, știți cum e, gusturile nu se discută. Nu știu cum, dar... Bă, e bun, mi-mi place tare, mi-ești nebun la cap. Da, surprinzătare, nu mai așa. Sunt mor, nu are nimic, nu, ziceam, zi, fugeam drept la baie, drept la BG-ul, ziceam. Ia zi-ne, frate. Nu m-am strâmbat o secundă, ești nebun la cap. Tu de obicei mai ai așa cum te prefaci, ca să mănâncă așa. Da, dar mai nu. Fac, dar nu, zi asta nu. Acum chiar n-are... Gen, poți să mănânc. Atenți, pentru mine până acum, deci eu am mâncat cu vanilie și cu Oreo. Rămâne numărul 1 asta cu Oreo. Vedem ce mai îmi pică. Ha. Eu da, da? Da. Chipsurile. Chipsuri. Asta cred că e... Asta cred că e numărul 1 și îți dau și ții să mănânc. Da, nu știu, că de obicei e aia care zici că e numărul 1 și fii bună, să fii nașpa. E bună? Dacă nu e bună, îi spar cap. Ia și mănâncă, frate. N-ai ce să fie, ce-ți poate să fie bun de acolo? A, nu, nu. A, nu-i nașpa, nu-i nașpa. Asta e cea mai, asta e cea mai bună, abia asta e cea mai bună. Asta iau așa de aici. Fugi după porumb. Tu fugi după porumb. Tu n-ar trebui să fie nașpa. Aici n-ar pentru trebui. Că există pizza cu porumb pe ea, știi? Da, dar acum știi cum, îi diferă. De la fugi la... la struguri nu prea aș vrea să dau. Și la gemul ăsta, când îl văd aici cum stă, mi-e rău băieți, pe bun. Dar eu am așa alea când stomac, tu n-ai? Cu toate astea amestecate? Mă doare burta, nu știu, începi să mă ia așa alea, că simt că trebuie să-și beau ceva, n-am nimic de băut. Mamă, știi de bun. Pe bune? Mă rog. Fără mișto. Poți să dai frag dacă vrei. Mănânc pe toate, nu cred. Gata, hai să dăm. Cât mănâncă Bogdan, mai dăm o dată că n-a picat nimic. Uite, un picat și mie. La aia te duci. Bă, dar cum am zis eu mai înainte când vreau struguri și la struguri s-a dus? Cel mai naș, bă. Bă, da, asta cu fulgi porumb, sincer vă zic. Fii atent că pun așa, dau bobițele astea și pun le, mănânc pe astea două. Mușc o gură de pizza și bag două boabe. Lasă așa, struguri le iau așa. Mai le iau așa. E bun, nu? Ce dracu că e bun. M-am încată. Bă, nu trebuie a căzut mie. Alo. Nu știu, frate, dar a mea cu fulgi ăștia de porumb. Am mâncat vreo bun rău. Nu pot să mănânc. Sunt slabai. Băi, când cu challenger-urile astea scârboase. Într-o zi să vezi ce pățim noi, pe bune acum. Cu stomacul, nu? O să fii rău de asta, nu-ți mai trebuie nimic, nu poți să mai mănânci nici pe bune. Sper să scap de video asta stau destul de bine. Dacă ai luat dulceața, eu zic că gata, am egalat situația. Eu zic că nu-i nașpa așa cu dulceața, gândește că e oarecum pâine din așa cu dulceață. Bine, mai are salam, mai... Gândesc la salam și brânză cu dulceață, nu prea pot. Ei, eu zic, vedem. Alo, mai ia burta. Pe bune mai ia. Da, eu sincer acum... Prefer să iau pasta cu dulceață decât pasta cu ceapă, sincer eu zic. Eu prefer pe aia cu ceapă. Perfect. Așa, da, doamne. Păi și aia altă îmi revine mie. Da, picat normal. După. Stai să o degust eu pasta. Da, facem cu până. Dulceața mea preferată. S-ar putea să-mi placă, doamne, nu știu cum să zic. Oare. Bă, nu cred nu că are cum. Ciuperci cu dulceață, cu brânză, cu salam, totul cald să fie așa. Nu, pe dulceață stau cam păclătit, nu așa. Merge. Băi, du-te-n, doamne, iartă-mă. Nu, că are probleme, băieți, cu gusturile astea. Zi, mă, e bună? Am mâncat la pătate, cum? Mă întreb dacă e bună? Doamne, maica, domnul dulceață. Îți pare forță. Am mâncat-o, n-ai, ce să-i mai zic că nu i-a plăcut, i-a plăcut, că dacă nu mai mâncai, e bun la cap. Ia-ți te vorbim acum asta. Băi, eu zic că n-ar trebui să fie. Tu mănânci după aici afară, vorbești cu mine de afară. Da. Tu gura numai aceapă. Ce bagă aceapă ăsta? Și mi-a plăcut, pe bune. Pe bune? Bă, fără mișto, ce naiba, nu ziceam. A nebunit badam, băi. Ia toate aia rotunde așa. Da, nu. E cam multă ceapă, nu? Da. Fuuu, dă-ți mai încolo, da, miroase de mult. Puțe rău, băi, și așa, pe așa. Mă rog, chiar că miroase. Parcă nu era stârnită când stătea acolo, nu mirosea. Era acolo, legea ei. Mă pești cu limba.
Și care-i treaba? Beau acum o gură de apă, dar nu știu cum să vă zic, mi-a plăcut mie, dar la burtă... Bă, tu știi ce fac pe mâine? Pe mâine mă țip așa ca și cum. Stai, vreau. Urlă cineva așa, ce are? Da, și cum ai pomă, gustă de măr. Ești-mi ia apa aia de acolo. Arunc. Nu știu, e așa, e... El e combinat, cred că la gust așa îți bine, mă, dar pentru stomac nu-i combinat să amesteci așa ceva. Mă gustă tot tare, băieți, ceapa asta. E bombă, rău. Mam. Bă. Dar și ceapă e asta mâncați? Bă, deci pentru mine numărul 1 este așa. Pizza cu cu dulceața de vișine. Pizza cu chipsuri. Da. După aia pizza cu Oreo. Cam ăsta e topul meu din ce am mâncat, pot să vă zic. Eu am pizza cu chipsuri, pizza asta cu ceapă și atâta, că altceva nu mi-a plăcut. Nu? Nu mi-a plăcut deloc. Pă bun, chiar nu mi-a plăcut gusturile astea. Nici aia cu Oreo a fost așa nașpa? Ba da, ai o pun pe aia pe locul 3, că a fost decent. Te-am mâncat, am amestecat. Nu te duci acum și ți iei pizza și pe aia un biscuit de Oreo să mănânci. Așa! Referitor strig la challenge-ul nostru. Să faci o provocare, că... cum ar veni, dacă da, vă exact. Duceți undeva cu prietenii și scadi să mănânci dacă asta... Dacă sunteți la o cabană într-o pădure, eu știu, strâng... Nu, la ziua 10. Cuiva. Da. La chestii de genul ăsta, da, poți să le faci așa, dar nu comandă nimeni, exact cum ai zis tu, nu comandă nimeni pizza cu așa. Păi, dar să făcea, îți dai seama dacă era. Bă, ce putea asta, mă, nu mai ia ceapă din asta să mor, da. Ia-o dice. La asta așa se fac încheierea și strângem tot aici absolut că s-a terminat challenge-ul, băieți. A plecat Paulus sub pat, nu mai poate, îi lăcrimează ochii la ceapă. Da, să știi că... Băi, miroase foarte tare ceapă, nu? Pă bun. Băieți, aici se încheie și challenge-ul, băieți și fete. Aici se încheie challenge-ul nostru de astăzi. Nu uitați că îmi puteți scrie în comentarii care a fost cea mai scârboasă combinație care vi s-a părut vouă. Sau dacă o încercați acasă, să vă spuneți părerea voastră. Nu, n-am mâncat-o, dar... Aia cu rahat chiar a fost. Am mâncat, da, nu, că asta mănânc în fiecare zi, dar eu cred că a fost. Ce este asta așa acum? Pe stand-up, nu, dacă ți-am înțeles. Dacă v-a plăcut acest videoclip și mai vreți chestii de genul ăsta, lăsați-mi în secțiunea de comentarii idei pentru videoclipuri. Apăsați pe butonul de like acolo să văd că apreciați videoclipurile de genul ăsta și eu o să mai fac. Până data viitoare, nu uitați, Bogdan, Danu, vă pupăm și vă respectăm. Forță! Ceau!